Ați văzut că s-au despărțit, da? Maria a venit când petrecerea a început să deja, cu siguranță a văgat o în ședință și a avut multe de povestit. Mi se părea că plânsese se ștergea la ochi, a venit și s-a așezat acolo lângă Giulia. Antonio s-a așezat pe canapea de la început, de când au venit băieții, dar nu, nu l-a interesat unde este Maria, că nu era prezentă. Ea a venit, cred că, la câteva minute, Bune, după ce a început videoclipul. Mie mi se pare că Antonio chiar se simțea super ok în compania băieților. dar nu mi s-a părut să fie trist o secundă. Pe Maria am văzut-o la un moment dat că s-a uitat către partea aceantă de cameră și părea ușor supărată, tristă. Cam despre asta este vorba. Eu zic că mai bine mai devreme decât atunci când ar fi fost sentimente mult mai intense și ar fi suferit tot Maria.